Vă mulțumim. Am să o rog acum pe doamna Iulia Paliț, poetă venită din Chișinău, soția domnului Nicolae Paliț, artist emerit și agricultorul din Chișinău. O rugăm și pe dumneavoastră ca să ne spună câteva cuvinte. În primul și în primul rând vreau să salut pe prietena mea, permit să spun așa, Liliana Liciu, poeta Liliana Liciu și pe dumneavoastră toți. Am venit de dragul ei, bineînțeles, am cunoscut-o în urmă cu 2 ani la o tabără de creație în Delta, la Maliu, și nu știu cum mi s-a lipit așa de inimă, de suflet, de fapt știu cum, și de atunci, chiar dacă mai mult virtual, oricum ne urmărim activitatea și eu pe a ei și ea pe a mea. Vreau să remarc hărnicia cu care Liliana Liciu știe să pună în valoare harul oferit cu atâta generozitate de către Bunul Dumnezeu. Ziceam, exemplu, sunt și aceste 3 cărți care sunt astăzi lansate. Liliana Liciu, poezia Lilianei Liciu nu este o simplă înșirare de cuvinte. Ea, în mediul în care a fost plasată de către Bunul Dumnezeu, vede toate problemele acestei societăți și nu doar le vede, le trece prin sufletul ei, expunându-le pe hârtie cu o metaforă profundă, caracteristică doar ei, ea dragostea o expune în felul ei, încălțată în pantofi de stele, care mai simte ghimbii sau mai ține minte ghimbii de la tălpi și are, spune tot cu atâta profunzime în poezie, cu atâta filosofie, că pe mine, de exemplu, m-a atins așa ușor. Nu vreau să vorbesc foarte mult, vreau să îi ofer aceste 2 cărți care au apărut tot la editura Liceum. Una este cea de-a 2-a plachetă de versuri a mea, care se cheamă Auzi cum bate ceasul, și a 2-a a soțului meu din biografia de creație a artistului poporului Nicolae Paliț, care își cere scuze că nu a reușit, dar are 2 concerte și mâine și poimâine, nu a reușit să ajungă aici, dar toată dragostea lui o oferă Liliana Liciu împreună cu aceste 2 cărți. Dar eu sunt și reprezentant al Muzeului de Literatură din Republica Moldova și vă rog să oferiți pentru fondul Muzeului de Literatură din Republica Moldova cărțile dumneavoastră. Cu mare drag. Și felicitări pentru toți faceți așa. Și nu știu dacă o să fiu prea obraznică, dar vreau să vă dedic această poezie care se cheamă Auzi cum bate ceasul, auzi cum bate ceasul, mereu auzi cum bate ceasul și tu te uiți la el grăbit, dar mai încetinește pasul și vezi din plin dacă ai trăit, dacă ai văzut cum crește pomul, l-ai admirat când a înflorit, te-ai întrebat ce este omul și pe pământ de ce a venit, ți-ai răsfățat din plin copiii, ai sesizat cum au crescut, ai dat frâul liber bucuriei un bine dacă ai făcut. Și dacă ai făcut o casă, ai pus o candelă în ea. Dacă ai făcut viața frumoasă,
acelora din preajma ta? În viață nu ai confundat orgoliul cu demnitatea? De Dumnezeu ce ți-a fost dat, n-ai egalat cu vanitatea? Gândind acum aceste toate din goană, dacă te-ai oprit, repară ceasul cât mai bate, ca să trăiești nestingherit. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Toată dragostea pentru Diana Lui!